Scumpo! Da? De ziua ta, Adelo, în dar ți-am adus inima, că atâta s-a putut. Crede-o, mai mult nu se putea, că e și criză și s-au oprit și spectacole și n-avem nici posibilități. Dar eu m-am străduit toată noaptea și cu un kil de făină, cu niște zahăr și cu niște ouă. Ia uite ce candy bar ți-am pregătit, vino să vezi. Din ce ai avut, din ce n-ai avut? Da, mă, scumpo, uite, m-am chinuit. Mă rog, știi da, că e aici au căzut ani, știi cumva. Trec ani și să alege, știi cum e. Ia. Micuțo, lasă, nu te apuca că cine știe dărâm tot. Vârsta mea. 34 de ani. O vârstă frumoasă. Mi-aduc aminte, eram tânăr. Debutam pe culmi. Da, hai, mă rog, în fine. Măi, grațieritos, dar ce ai pregătit tu aici, măi micuțule, mă? Uite, ți-am pregătit niște tărtițe de astea, niște prăjiturile cupcake, cap de ăsta. Cap de prăjitură. Ce frumos. Nu știu ce să încerc. Uite, dar ce cum se cheamă astea? Sandwich de asta. Macaron. Da. Pentru macaron m-am sfătuit cu Macron, că știi că e de la el de acolo. Și dar spunem ceva. Da. Ai avut un buget special alocat pentru această surpriză sau s-a pus mână de la mână? Nu. Am investit. Investit că tu știi că eu nu primesc pomeni de astea, nu sunt ca alții care vorba influencer cu tare, ei primesc de astea moca zilnic. Eu trebuie să muncesc pentru ele, să le și plătesc. Așa, toată viața am făcut pe muncă. Și uite, na, să și vede rezultat, cum că n-am 5.000 de metri. Cu TikTok-ul merge? TikTok-ul a pornit exploziv, s-a înfrânat, că na, știi cum e, s-a tras una de mână. Și te-ai mai implicat? Da, mă implic zilnic, dar puțin. Câte pentru puțin, că de puțin totuși am un timp limitat. Unde ne vedem la ce cameră, că nu dau seama? Gata, așa, da. Nu, tortul l-au arătat. Ia uite, credeam că mă dau pe mine. Ce colegi extraordinari. Am zis, uite, mă, zic cum știi, cum și-au dat seama că e nevoie de mine. Când colo arătau tortul, da. Tortul ăsta este de macaroane, de morcovi. Este un tort roșu, care și pe interior are o cremă roșie, că eu l-am mai încercat odată. Aia, tu l-ai mai primit odată, e natural, e 100% natural. Hai, lasă-mă, de morcovi, din astea, de tot ce sunt, mere, morcovi, tot ce-i roșu, practic. Că doar nu și chimicale, Doamne. N-ai cum să pui, mă, chimicale într-un tort care e roșu. Asta sincer, e, cacao ce culoare are? Maro. Bravo, deci maro, dacă îl mai diluezi puțin. Păi și ce, dacă pui un pic de o cireașă ceva, nu faci. Poți să pui ceva sau maro cu galben, ce ceva, dă? Ceva, un bej. Da, în fine, ce, noi am și lipsit la asta cu cromatica. Cu cromatica, da. Scumpo, ce vreau să zic? Vreau să zic altceva. Eu sunt deja foarte emoționată. Da. În general, mă emoționează mai mult decât cadourile, strădania oamenilor care încearcă să mă surprindă. Da, și da. Asta apreciez cel mai mult. Am încercat și noi cât și, s-a putut. Și simt din plin multă dragoste în echipa asta. Pe tine nu știu dacă te includ sau nu. Nu, scumpo, asta, noi sincer te iubim sincer că n-avem încotro. Așa. Dar, adică, practic, na, ne vedem zi de zi cu tine. Încotro, da. Eu simt asta. Da. Pentru mine e foarte important. Știi cum e asta? E ca într-o relație de aia în care știi cum e. Măi, la început nu te-am iubit. Și acum te iubesc. Că n-am de ales. Ca la început. Așa, da. Fii atentă. Scumpo, nu. Vreau să zic așa ceva. Ia. Că noi cumva, în timpul acestor ani, vorbește. Cât timp tu ai mai fost? Cât timp tu, sigur, ai mai fost și însărcinată, ai mai avut și stai-mă puțin, că ai fost și răcită. Așa, ți-ai mai rupt și piciorul? Da. Noi să știi că ne-am dat seama în acele momente cât de mult ne lipsești. Da. Când ești aici, simțim nevoia să te trimitem acasă. Dar când ești acasă, simțim nevoia să te avem aici. E un paradox. Ne rău luptăm. Cu rău, ne dar mai rău fără exact. Rău. Asta scumpo. E, da. Acum lăsând gluma la o parte, știi că mie place să glumesc. Dacă e ceva ce apreciez extraordinar de mult la tine, este acest... că mai pleci din când în când. Nu. Da. Este acest simț al umorului extraordinar. Că omul vine, stă o leacă, mai nu știu ce, dar mai și mănâncă, pleacă. Mai și pleacă. Asta, da. Asta apreciez dar, și mult la mine. Nu. Dincolo de asta, vreau să spun că așa cum poți să primești tu toate gândurile mele frumoase, curate, sincere și adeseori glumețe, mai rar mi-a fost dat să dar ești sunt precum un sac de box. Ești o fată minunată, tocmai de aceea noi, întreaga echipă, te și alături de până când o mai fi și nu mai fi.